Salut, tare la toți pe canal Istoria Franceză. Astăzi eu voi face un video de istorie cu Franța. Este un video cu Jacques Chirac, uitați. Cred că mulți îl cunoașteți pe acest președinte. Da, este un președinte. Vreau să apăsați un de like și de subscribe, să facem 40 de abonați. Și la 40 de abonați voi face un video special, nu știu cu ce. Bă, haideți să nu mai stăm la vorbă și să începem. Bă, Jacques Chirac, 1932-2019, a fost președintele Franței, primar al Franței și prim-ministru, om al lui François Mitterrand. A fost de profesie militar, da, și pe vremea lui Pompidou, până pe vremea, cât timp a, de la Pompidou până la François Mitterrand, a fost primarul Franței, adică Pompidou din 1969 până 1995 a fost primarul Franței, unde în 1995 a ajuns președintele Franței până în 2002, dar în 2002 până în 2007 a candidat într-un al doilea și în 2007 n-a mai fost președinte fiindcă a făcut turul al doilea și a fost succedat de Nicolas Sarkozy și da, a fost președintele Franței, adică a fost în două tururi, 1995, 2002, 2002, 2007, adică întregime 1995 și 2007, adică stați puțin, 12 ani a fost la putere, după care a fost succedat de Nicolas Sarkozy. La François Mitterrand am putut să-l fac fiindcă nu mi s-a procesat, dar mă scuzați. Ieri am făcut vlogul la Septem Companie și astăzi am făcut acest video cu Jacques Chirac, da. Și da, a fost președinte al Franței din 1995 până în 2007 și în 2019, pe 26 septembrie, în vârstă de 87 de ani, a murit. Bun, cred că mulți îl cunoști pe acest președinte în, și mai zic ceva despre el. În 1996 a vizitat Marocul și în 1999 s-a întâlnit cu Bill Clinton. Adică Bill Clinton a venit la și el și el. Adică amândoi la fel. Adică Bill Clinton a venit în Franța și Jacques s-a dus în America. Da, asta puțin. Da, bunica mea. Și da, a fost președinte al Franței și în 1996 a vizitat Maroc și în 1999 s-a întâlnit cu Bill Clinton. Da. Și cam atât cu acest video de istorie despre Jacques Chirac. Eu am fost Istoria Franceză, să spun cei mai tare. Nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe. Și eu am fost Istoria Franceză, să spun cei mai tare. Și noi ne vom vedea în video următor. Pa, pa!